Și m-am gândit astăzi să abordăm ideea de părere de rău pentru păcate sau profundă pocăință sau adânca pocăință sau adâncul de smerenie sau, am putea spune, recunoașterea neputințelor noastre trupești și sufletești față de îndelungă bunătate a lui Dumnezeu. Dacă îl întrebăm pe psalmistul David, cât de adâncă poate fi smerenia, el la un moment dat folosește câteva expresii simple. Eu sunt vierme și nu om. Adică suntem în fața lui Dumnezeu mici, 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 mici. Nu mici prin creație și prin chipul icoanei sale, ci mărunți prin lucrarea faptelor care îl supără pe Dumnezeu. Modul coruptibil în care diavolul ne-a compromis pe noi sufletește și modul coruptibil în care noi ne-am învățat să ne complacem în lucrările sufletești, îl găsim foarte ușor ascuns în ceea ce numim noi cele două parabole. Demonizații din Gadara, care fugeau de lume și de Dumnezeu. Iisuse, ce ai cu noi? De ce ne chinui mai înainte de vreme? Adică, ca și cum ar fi vrut să prezinte un fel de parusie, un fel de demoni teologi care se arătau victime în fața Creatorului care îi persifla. Și totuși, Dumnezeu nu stă în dialog cu ei, ci le dă sentința. Ieșiți din omul acesta! Și de aici, diavolii fac doi pași. Prefăcătoria în smerenie și apoi atacul asupra creației. Doamne, ne dai voie să mergem în porci. Nu este important că porcii s-au aruncat în mare. Nu este important că porcii s-au înnecat. Nu este important că ei au intrat în porci. Paguba era oricum de ordin material. Răzbunarea era oricum asupra creației lui Dumnezeu. Dar adâncimea de esență este alta. Oare de ce un animal necuvântător atât de blamat de noi, că și noi spunem deseori, băi porcule, nu e adevărat. Porcul îți poate produce mușchi, carne, coaste, gât, ceafă, oase pentru ciorbă. Deci este un animal consumabil pentru cei ce îl consumă, în special europenii, și este un aliment de bază pe care dacă Dumnezeu n-ar fi vrut, nu l-ar fi lăsat să se creeze. Dar poporul lui Israel avea atât dezlegarea pentru rumegătoarele curate cu copita despicată, capra, oaia, vita. În schimb, este esențial că porcii care au simțit că au dracinei n-au suportat să poarte povara demonică asupra lor, așa cum omul suportă această povară demonică asupra lui și o face cu o deosebită ușurătate. O face cu un deosebit mod de nepăsare, de nonșalanță, o face cu un deosebit mod de, cum s-ar spune, flirtează cu dracu. E, ce dacă stă și el? Lasă-l că și el e un suflet. E, dar dracune să stie dacă nu-l primesc eu. Sunt expresii pe care le auzim adeseori din gura unui creștin. E, acesta e lucru cel mai adânc care le enervează pe Dumnezeu. Atunci când tu cunoști că el la pomul binelui și rău le-a încălcit mintea omului și a făcut amestecul total între bine și rău, ieșind un ghiveci a ceea ce numim noi astăzi politichie, diplomatichie, sperjuri, minciună, fără de lege, viclenie, demagogie, corupție și toate celelalte care se mai pot spune despre acest cuvânt. Și noi totuși suntem încântați și când vedem un om de această anvergură, știți ce spunem? Băi, un alt e deștept, știe să descurce. Evident că între înțelepciunea dumnezeiască
Și viclenia drăcească nu mare diferență. Una este să fii luminat de Duhul Sfânt și alta este să fii amăgit de diavolul. De ce v-am spus lucrul ăsta? Ca să înțelegeți că în lucrarea de pocăință sunt două moduri și două căi de a lucra. Mergea Sfântul Macare prin pustie, numai sfinții puteau să stea de vorbă cu diavolul, că diavolul nu stă de vorbă cu oricine, adică n-avem noi față de a sta de vorbă cu el, suntem net superior lui în răutate, ca să-și permită să apropie de noi. Se spune că pe vremuri oamenii se temeau de diavol, azi diavolul se teme de oameni. Și nu repet istorioara cu baba, cu papucii, cu prăjina, ci mă voi duce la una mai iscusită. Mergea Sfântul Macare prin pustie și îl vede pe dracu foarte vesel, cânta la chitară și se scărpina pe burtă. Ce faci, ticălosul? Ei, am și eu câțiva frați pe care i-am prins aici în pustie și foarte ușor mă lupt cu ei și îi chinuiesc și văd că sunt așa de proști și îmi cedează așa de repede. Și mă rog, ai vreunul mai renumit pe care poți să-l prostești tu așa cum îți place? O, este unul teopent, habar n-are ce-i cu el, ce toată ziua îmi bat joc de el și îl zvulg de la cele ale călugăriei și ale pustiei. Macare a zis, ei, fă-i și tu ce poți și ai vedea ce ți-a face și el. Macare îl lasă pe diavolul să ducă în treaba lui și se duce direct la chilia acestui călugăr teopent și îi spune așa, frate, n-am mărturisit nimănui niciodată ce slăbiciuni am și eu ca om, deși sunt om mare și sunt un astru al pustiei și sunt un om cu experiență și toată lumea vrea de la mine povățuire și toată lumea vrea de la mine sfătuire. Am niște lupte cumplite cu diavolul și am niște pofte și niște aprinderi trupești și am niște porniri păcătoase. Am vrut să ți le spovedesc ție ca să mă smeresc și am, rogu-te, dorința ca tu în fiecare zi să faci o rugăciune pentru mine. Ăsta s-a umflat puțin în pene și am spus, dacă Ava Macare a venit să-mi spună mie lucrul ăsta, înseamnă că problema e destul de sensibilă. Și a spus, Ava, cu darul lui Dumnezeu, întocmai voi face. Și a început Ava Teopemt să facă câte o rugăciune pentru cuviosul Macare, dar îi vine în minte, bă, dar dacă cuviosul mi-a zis să fac o rugăciune pentru el, de ce n-aș face una și pentru mine? După o vreme a venit bătrânul și a spus, mi se ușurează războiul, dar am avut descoperire din cer că rugăciunea ta e atât de înaltă și e curată, încât aș vrea, rogu-te cu darul lui Dumnezeu, să-mi faci două rugăciuni pentru mine de acum. Avo, cu darul lui Dumnezeu, ți le voi face. Și a început cuviosul să-i zic, păi dacă eu îi fac două Sfântului Macare, de ce n-aș face două și pentru mine? Și după un timp iar vine Sfântul și spune, să știi că simt aproape o totală izbăvire, dar mai am nevoie încă să adaugi o rugăciune la rugăciunile tale pentru mine, că multă plată ai să ai la Dumnezeu. Și a început Teopem mai cu râvnă și a spus, dacă îi fac Sfântului trei, trebuie să-mi fac și mie trei. Dar dacă Sfântul cumva o să spună că mai are nevoie de una, să-i fac eu patru, să văd, îi el văzător cu Duhul, știe că am înmulțit rugăciunea sau trebuie să vină să mă anunțe. Și atunci bătrânul care știa cu Duhul ce se întâmplă, merge pe cărare exact când trebuia să vină dracu de amiază, dracu de noapte, dracu de miezul nopții și îl întâlnește supărat și trist. Dar ce ai pățit întunecatul în rele? Ce ești așa abătut? Nu mai cânți la chitară? Ei, nu știu ce s-a întâmplat cu nenorocitul ăla de Teopem, că tătă ziua stă și se roagă. Când pentru el, când pentru altul, când pentru rușucare, nu mai contenește cu rugăciunea. Acum, ci că face patru rugăciuni pentru el și patru pentru nu știu cine și mai face vreo patru pentru nu știu cine. Ei, tu râzi, drace, de el, ești prost. Și se duce Sfântul Macare și zice, Teopem, cu darul lui Dumnezeu m-am izbăvit, dar simt că tu ai mulțit rugăciunea și încă ai mai adăugat. Lucrarea ta este atât de înaltă că dacă vei continua așa, toată pustia aceasta se va izbăvi de lucrarea diavolului. Și în felul acesta, dintr-un om puturos și leneș în cele ale pravilei, a rânduit Dumnezeu ca acel cuvios să devină unul din mari asceți ai pustiei schetice care să facă rugăciuni pentru el
și pentru mulți. Deci, rugămintea mea ar fi să faceți și pentru mine câte o rugăciune, să fac și eu pentru voi câte una, că dacă ne rugăm seara împreună unii pentru alții, spune în taina Sfântului Maslu, poate că așa împlinim legea lui Hristos, rugându-ne unii pentru alții, nu pismuindu-ne unii pe alții, iar voi, cei tari, purtați neputința celor slabi ca să împliniți legea lui Hristos. O altă întâmplare de genul acesta, la fel foarte frumoasă, vrând Dumnezeu să cerce lucrarea lui Macarie, lui Antonie, a îngăduit diavolului să-l ispitească, numai că Sfântul Antonie, care era precaut din lucrare și luminat cu mintea, venind la el un filozof, a spus, Antonie, tu n-ai școli, n-ai studiat filozofie, n-ai studiat retorica, n-ai studiat astronomia, geometria, geografia, filozofia, de unde știi toate astea? Și Antonie a spus așa, Domnul Dumnezeu este luminarea mea și mântuitorul meu, de cine mă voi teme? Domnul este păzitorul vieții mele, de cine mă voi înfricoșa? Cerul și pământul sunt cărțile mele. Ce spune psalmistul David în psalm? Cerurile spun slava lui Dumnezeu și facerea mâinilor lui o vestește tăria.